așa ceva. Salutare, oameni buni, m-am întors în grabă. Sunt chemat la datorie, ținând dinți o armă albă. Vin să fac arachiri, că sunt plictisit de tot ce-am auzit și m-a clătinat un pic. Au ieșit reperii la suprafață, îndeta, dar el făcea muzică când bătea cu ciocanul jeta. Mai era cineva cândva ceva spunea, vorbe mult prea dulci la adresa mea. În safarile ei te vor deveni erușei, când Green va băga muzică până la ora 3. Hei, Andrei, ăsta se crede mai bun ca tine. De la atâta râs m-am fișat pe mine. Rămân surprins când spui că totul merge ca pe roate și nu-ți dai seama că atale sunt de sunt frate, băi nene. Cam tot ce spui tu nu are sens și tot nu vezi că te salutăm doar din mesaj. Vezi ca și muzica ta pe care asculti, stai jos. Îmi cer iertare să mă scuz, dar te acuz că ești un animal bătrân la pradă. Femeile asta nu ales la alta masă. Ai din când în când noroc la câte o minoră care la rândul e pleacă acasă pe la ora 9. Ca așa te tati cu bastonul de la tanti, situația devine panica. Mai devreme un străin cam plictisit. Ce s-a mai gândit el că va găsi aici pe centru? Ca să nu-i poet sau cântăre celebru. Iar ceea ce vezi, casă de pariuri sportive, farmacii, baruri și magazine. Un muzeu cam plictisit de aceeași fațadă. Parcă l-am mai văzut și într-o altă viață anterioară. Din plapaf s-a furat tot în mare grabă. Au vândut fierul greu în piață ca pe vază. Băi, axite, ce-ai făcut tu cu banii? I-ai plantat în grădină să crească pomii verzi ca dolarii. Fete aproape dezbrăcate ce nu suport căldura. Dacă fluier după ele te bagă în mânta, nu că nu ai fi meritat. Dar știi ce zic? Dacă te îmbraci așa ai chiul tău, nu-mi zice nimic. Am uitat de ei, de oamenii grei care stau pe terasă la cafea de 5 lei până la 3. Mașini scumpe, fițe, parcă e cancan. Și pe genunchi se transformă în Superman.